Marș al homosexualilor ruși a degenerat în violență la Sankt Petersburg. Mai mulți tineri neonaziști au bătut pe manifestanți, iar unii dintre ei au ajuns la spital în stare destul de gravă. Incidente similare au avut loc și ieri la un marș asemănător care a avut loc în Georgia, primul de acest fel din fosta țară sovietică. Incidentele au avut loc la finalul marșului organizat pentru a marca Ziua Internațională de Luptă împotriva homofobiei. După ce participanții au defilat prin oraș purtând pancarte și strigând sloganuri anti-homofobie, ei au fost conduși de polițiști înapoi la autobuzele cu care au venit. În acel moment însă câteva zeci de tineri neonaziști au atacat autovehiculele, au spart geamurile acestora și au intrat în interior unde au luat la bătaie pe manifestanți. Mulți participanți la marș au fost răniți în urma incidentelor, iar doi dintre ei au fost internați cu răni destul de grave. Incidente asemănătoare au avut loc joi și la un marș din Georgia. Participanții la marș au fost înconjurați de mai mulți ortodoxi radicali care le-au cerut să oprească manifestația. Situația a scăpat de sub control, iar oamenii au început să se ia la bătaie.